venit cu organizatorii dumneavoastră să vă menționați despre bolile alergice. De ce considerăm noi că este important acest capitol în patologia umană? Aceste boli alergice nu au existat întotdeauna. Deci nu au o istorie veche așa ca alte boli. Dar abia pe la începutul secolului 20 s-au identificat așa ca și concept, ca și cadrul nosologic, spunem noi, bolile alergice. În esență, așa pe înțelesul tuturor, alergie înseamnă a nu suporta ceva. Ceva din mediu. Cei care filozofează în știința medicală spun că alergiile, deși nu toate sunt grave, sunt și cazuri mortale, dar mai puține, în rest sunt boli care se manifestă în mod cronic, a nu suporta ceva din universul biologic și fizic creat de Dumnezeu, așa, e ceva apocaliptic. Ei bine, chiar așa și este. Pentru că această nesuportabilitate a unei substanțe din mediu, de la primele boli descrise pe la 1910 și până în prezent, s-a tot agravat. S-a agravat foarte mult, încât în primele perioade omul nu suporta ceva străin, de natural, dar astăzi s-a ajuns până acolo încât ființa umană să nu suporte niciunele lucruri naturale. Ceea ce e foarte grav, pentru că dacă se merge pe această agravare în continuare, există riscul să îi fie tot mai greu ființei umane să trăiască în leagănul creației care l-a pus Domnul. Numai așa, ca să înțelegeți cât de departe s-a ajuns, vă dau un exemplu că astăzi s-au descris alergii și reacții anafilactice, de exemplu, ale femeii la sperma bărbatului. Deci este pusă în pericol chiar procreerea ființei umane. Adică chiar celulele germinative să nu se suporte între ele. E ceva foarte grav. Sigur, de unde vin toate astea? De unde vin? În primul rând, vin de la o alterare a mediului biologic și fizic, alterare pe care o face chiar omul cu mâna lui. Și în al doilea rând, lucru care se petrece doar de 10-15 ani încoace, vin de la faptul că omul de știință, ateu, a umblat la genetica plantelor și a modificat genetica și s-au născut organisme modificate genetic. Probabil că în viitor vor apare și alte aberații care vor crea o discordie, o dușmănie între trupul omului și mediul înconjurător. În geneza Bibliei, în versetele Genezei, se spune foarte clar, după fiecare verset al creației, și a fost bine așa. Sau a fost bine foarte. Asta înseamnă că Dumnezeu, fiind un Dumnezeu al perfecțiunii, nu putea crea ceva imperfect. Deci ceea ce a creat El prin actul creației a fost perfect. Genetica, sămânța germinativă din fiecare plantă a fost perfectă în relație cu omul pentru a fi folosită și tolerată
Și nu e normal după mii și mii de ani să vină omul și să spună, nu, nu a fost bine așa. Acum facem noi un cromozom, o genă, asta e bună, care o facem noi la porumb, la soia. Deci, de aceea este cu adevărat apocaliptică această manifestare în medicină. Prima alterare a mediului înconjurător a fost în anul 1830-33, când omul a inventat zahărul, adică extragerea unui disaharid din complexul întreg al unei plante, unde zaharoza era risipită în procent de 2%, 3% maximum, 1,5%. Ei, scoțând acest 1,5% dintr-un întreg, a apărut ceea ce se numește generic cuvântul rafinare. Rafinare, asta înseamnă extragerea unei substanțe sau unui mănânc mic de substanțe dintr-un complex. Mai târziu au apărut îngrășămintele chimice, azotații, de mai multe tipuri. Folosim mult azotat în agricultură, v-am mai spus eu odată aici, 28 de milioane de tone pe an în Europa. Plantele, odată că și-au schimbat structura lor chimică și morfologică, au început să crească mult, 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 și le-a scăzut imunitatea și automat au trebuit să se folosească insecticide pentru a supraviețui. Mari, grele, producție la hectar, dar alterate. Și foarte atacate de dăunători din cauza imunității prăbușite. Iată, în felul acesta a apărut a treia substanță străină, sau categorie de substanțe străine, cu impact asupra ființei umane. Până în momentul de față sunt sute de formule de insecticide, pentru că dăunătorii au tot câștigat rezistențe și au trebuit inventate noi formule și noi combinații de formule. N-a trecut mult și prin anii 50-60, tot omul, cu invențiile lui grecești, că nu avem cum să le spunem altfel, au vrut să schimbe calitatea organoleptică a alimentului, adică să pare mai bun, mai sățios, mai excitant, așa, la nivelul senzorilor gustativ, și au început să pună aditivi în mâncare. Așa numitele euri. Care la ora actuală sunt înregistrate în lume peste 1200. Unele mai ies de pe listă, că mai vin cercetători onești și demonstrează că sunt toxice, dar vin producătorii cu altele și demonstrează că sunt bune, și până se demonstrează că și alea sunt toxice, mai trec vreo 10-20 de ani. Și apare, deci, a treia, a patra sursă de poluare foarte mare a universului biologic din jurul nostru. Și ultima răzbâtie, așa, inventată de om, este organismul modificat genetic, care declanșează cele mai multe alergii dintre toate celelalte cauze de până acum. Ei bine, este firesc ca, aducând atât de multe substanțe străine în relație cu omul, să apară reacții de respingere. Asta este, în fond, alergia. Unii cercetători au spus că alergia este o sănătate exagerată a ființei umane. În sensul că organismul, dacă tu îi tot dai lucruri străine și nu te potolești și nu te înveți minte și nu pricepi, tot îi dai, îi dai, îi dai, la un moment dat organismul se revoltă. Și încep să apară erupții pe piele, sufocări, scaune proaste, mâncărimi la ochi, toate astea, vărsături uneori, reacții anafilactice, leșinuri, șoc, scade tensiunea, astea mai grave. Să umplă fața, să umplă amigdalele, să umplă lueta, epiglota, încep sufocări. Toate astea sunt diferite sindrome alergice despre care noi nu vorbim, dar sunt prea complicate, așa, pentru un nemedic, dar important este că ele sunt reacții de respingere. Așa trebuie ele calificate.
doar îi pricepe. Acum vreo 10 ani a apărut o statistică în Franța care spune că 35% din populația Franței a avut măcar o dată o reacție alergică în viața lui. Ceea ce este foarte mult, enorm. Arată din ce în ce mai mult impactul acesta groaznic între organismul uman și ceea ce este în mediul lui. Ei bine, ce este de făcut în situația aceasta? Când spune la Geneză, în ziua a doua a creației, a treia, a patra și a cincea, când au apărut plantele, ierburile, după aceea peștii, după aceea târătoarele, după aceea mamiferele, după aceea omul, inclusiv omul a fost creat ca să aibă o relație armonică cu mediul înconjurător. Nu discordantă. Armonică înseamnă, teologic, părintele poate mai multe să spună, universul biologic a fost făcut înainte de om, cum a fost făcut în ziua șasea, și pentru om. El este un leagăn al creației în care apare omul în ziua șasea și a fost creat de Domnul într-o relație perfectă, armonică a omului cu universul acesta creat. El, omul, este o coroană a creației, e chiar așa un stăpân al creației și era normal ca să existe o armonie între om și restul creației. Contactul dintre om și restul creației și mișcările ființei umane de creștere, de dezvoltare și mișcările universale, fie ale aștilor, fie ale plantelor care cresc, au fost dintotdeauna armonice. Și în așa fel încât să servească ființei umane. Există o soluție terapeutică la acest dezastru, tratamentul fiecarei alergii în parte. Și medicina are la îndemână arme terapeutice care din 99,99% din cazuri reușesc să potolească un puseu alergic. Rare ori, mi-amintesc de când lucram la spitalul de urgență, aveam cazuri cu șoc anafilatic alergic care se pierdeau, pe care nu reușeam să-i ajutăm. Pentru că șocul era atât de mare, încât nu puteai să salvezi bolnavul. De aceea, niște complicații, așa. Mai există un factor alergenic modern, care n-a existat în secolul trecut. Medicamentele chimice, adică medicamentele de sinteză. Încă la Iisus Sirac, cred, sau într-o carte a Vechiului Testament, spune că leacurile omului sunt din pământ și omul înțelept nu se va scârbi de ele. Așa sună versetul. Deci mii și mii de ani, principala armă terapeutică, principala moleculă terapeutică a fost planta sau un extract din plantă. Unde nu au existat alergii. Pe măsură ce ele au fost date la o parte și au apărut molecule chimice de sinteză și numărul de alergii la medicamente a crescut foarte mult. Cea mai simplă formă de manifestare alergică este așa numita urticarie, care înseamnă apariția unor pete pe piele, mai multe forme clinice, pete mai mici, mai mari, mai relefate, mai așa pruriginoase, extinse pe tot corpul sau restrânse mai undeva la față, etc.
A doua formă, ușor mai gravă decât asta, este așa numitul edem chinche sau edem angioneurotic, care se manifestă mai puțin pe corp, dar mai mult la față. Și în interior la epiglote, amigdale, luietă, și care dau sufocare. Sunt mai rele pentru că se sufocă omul. A treia formă este șocul anafilactic, care e grav și care se întâmplă mai mult la molecule chimice de sinteză, 99% din cazuri. Mai sunt rare șocuri anafilactice la veninul de albină sau la veninul altor insecte, oianje, scorpioni, etc. Și mai există un alt capitol numit alergiile la alergeni de mediu, care sunt alergii respiratorii, unde bolnavul se sufocă. Alergenul pătrunde pe căile respiratorii, cum sunt polenurile, acarienii, cegaiurile, așa, și declanșează acolo o cascadă de secreții, de substanțe, de mediatori chimici, care produc contracția bronșilor și senzația de sufocare. Este forma anumită astm bronșic sau bronșita astmatiformă, cu diferite variante. Ei bine, acestea sunt manifestările clinice ale bolilor alergice. Există câte un tratament pentru fiecare formă clinică, tratament curativ. Dacă omul intră într-o astfel de criză, să-i dăm un tratament și să-i dispară. Dar mai important decât asta este tratamentul profilactic. Adică, ce putem face noi ca să nu apară aceste manifestări. Ce putem face decât să avem un mediu curat în jurul nostru. Asta este singura soluție, singura salvare. Cu cât mediul din jurul nostru biologic și fizic este mai curat, cu atâta avem șanse să scăpăm de alergii sau să nu facem alergii. Iată, de exemplu, ca să vă explic un lanț patogenic, cum se naște o alergie, la mediu. Alergia de mediu este dată cel mai frecvent, astm bronșic, de către o ființă minusculă, o vietate numită acarian. El e din clasa păianjenilor și există o specie numită Dermatophagoides teronissimus, un acarian microscopic care se hrănește cu mucegai. Cu mucegaiul de unde avem în casă o pată de igrasie, acolo sigur sunt și acarieni pentru că vin să se hrănească cu sporii mucegaiul. Ei plutesc în aer, pătrunde căile respiratorii. Dar, de exemplu, de ce au proliferat acarieni? A existat o luptă biologică în natură care făcea curățenie singură și păstra echilibru. Venind însă cu azotat, planta a slăbit imunitar și au trebuit adăugate insecticide. Venind cu insecticidele, au distrus microbii, paraziții, protozoarele, richețile, etc. Și atunci au proliferat mucegaiurile. Proliferând mucegaiurile, proliferează acarienii, pentru că ei se hrănesc cu mucegaiurile. Există și acarianul mărului, există și acarianul prunului și al fagului și al mediului ambiant. Pe vremea comuniștilor, care sunteți mai în vârstă, știți că în ultimii 7-8 ani regimul comunist a ținut în fric tot Bucureștiul. Erau 9 grade, 10 grade, 12 grade. Și în afară de asta nu se văruiau cu var apartamentele, ci cu humă. Huma conține niște glucide în procent mare și era o hrană foarte bună pentru mucegaiul. Frig plus humă. Erau în București 30 și ceva de mii de apartamente mucegăite. Știu că lucram la Institutul de Medicină Internă atunci și am avut o temă de cercetare în București pe incidența astmului bronșic în apartamentele mucegăite. Așa. Și când am pus teste bolnavului de alergie de piele cu diferite tipuri de fungi, am găsit corelație între reacțiile pozitive de pe piele cu cele de pe perete, unde recoltam de acolo să vedem ce specie de fungi sunt. Deci a existat dovada aceasta că
astmul bronșic era declanșat de acarienii fungilor de pe pereți, exact aia care poluau, aspergillus sau cladosporium sau penicillium sau etc. etc. În ultima vreme au crescut vertiginos alergiile alimentare, care sunt o categorie puțin aparte. De ce? Pentru că aproape nu există pe piață, la ora actuală, un aliment netratat cu ceva. Ori este tratat cu azotat, când e în pământ, ingredientul din care e făcut alimentul, ori cu insecticide ca să crească planta mai repede, așa, ori este adăugat un E în procesul de fabricare a alimentului respectiv, ori modificat genetic. Și din cauza asta, procentul de alergie alimentare este foarte mare la ora actuală, în țările așa zise civilizate, unde există această prelucrare agresivă a materiei prime din alimente. Se întâmplă la consultații, de exemplu, am văzut că nu se miră bunica sau mama. Eu îi spun, nu lua iaurtul acesta pentru că este poluat. Ori cu substanțe chimice, ori cu dioxină, ori cu coloranță, ori cu miros de fructe, ori cu conservanță. E o fabrică pe aici, în București, unde am auzit, am tratat-o cu o secretară de aer acolo, că intră pe partea fabricii un camion de lapte și ies trei camioane de iaurt. Și asta e surpriza mea, că bunica nu se mire când îi spun că acel iaurt nu e bun. Zice, nu, că se găsește la magazin, domnul doctor. Zice, nu. Asta e răspunsul. Adică s-a produs cumva o obișnuință, ca să nu zic o spălare pe creier, așa, o obișnuință a omului cu aceste non-alimente, că nu pot să le spun așa, decât non-alimente, sau alimente foarte poluate și încet, încet, pentru că alergia nu se declanșează niciodată la primul contact al organismului cu alergenul. La primul contact poți să-i dai orice și o travă, în cantitate mică, nu moare, nu se întâmplă nimic. Însă, printr-o administrare repetată, organismul fabrică anticorpi anti-substanța respectivă. Tocmai ca să sapă. Și dacă tu tot nu înțelegi, el îți dă semnale corpul. Și îți mai dă încă un semnal. Și încă un semnal. Mai apare o pată, mai apare o sufocare mică. Și dacă nu înțelegi, la urmă, îți strântește un șoc anafilactic ca să pricepi. Cam asta e mecanismul etiopatogenic în aceste alergii. Eu, într-o deformare profesională, așa, când intru într-o colectivitate, așa, cum v-am găsit pe noastră mâncând, așa, mi-arunc ochiul să văd cam ce-i pe acolo. Și cred că stați bine, așa, dar... Dar 90%, dacă vizităm acum bisericile din București, la ofrande acolo au Fanta, Coca-Cola, napolitane, violet, o culoare care nu se regăsește în natură, de exemplu, biscuiți, să nu-i mai înșirăm. Da, numai hrană proastă. Numai hrană. Și cum intră un copil, bătrânelele îi dau bomboane. Da. Avem noi probleme. Deci noi avem preotul nostru, știe ce înseamnă hrana naturală, de 15 ani le spune la toate băbuțele de acolo, aduceți fructe, aduceți pâine integrală, nu mai aduceți toate astea aici. Și n-a reușit încă să le dezvețe. Copiii, mulți dintre ei provin din familii cu concepții naturiste, bio, sunt crescuți fără zahăr, fără astfel de băuturi excitante și atunci când se dă ultima binecuvântare părintele la ofrande acolo,
stau pe margine și înfin mâinile în napolitane, în bomboane și fug cu ele. E singura ocazie ca să mai dea de un gust tare, pentru că aceste alimente proaste au și niște corectori de gust. De ce credeți că fac copiii dependență de ele? În special în hrana americană se găsește glutamatul monosodic, care este excitant pentru papilele gustative și cere încă o dată și încă o dată și încă. De-aia americanii au un grad de obezitate cel mai mare din lume. 60% din adulți și 40% din copii sunt obezi. Și de-aia să și dezvață greu. Încât e bine că părintele ține ștacheta asta sus așa și foarte sus și chiar să refuze hrana care nu este naturală. E singurul mod pentru un copil de a crește așa, pentru că dacă el trece de 15-20 de ani mâncând zahăr din abundență, nu mai scapă după aceea de dependență. Foarte greu. Văd asta la bolnavi cu cancer, mari mâncători de zahăr, în special femeile, pentru că zahărul crește nivelul de estrogen în sânge și produce un dezechilibru foarte mare în trupul femei, din punct de vedere hormonal. Și când eu le cer, face un cancer de ovar, de exemplu, și când eu le cer să nu mai mănânce zahăr, e o catastrofă, parcă, nu știu, n-am un termen de comparație acum, o consideră cea mai mare nenorocire din viața ei. Da. Ok. Deci, profilaxia este mai bună și mai indicată decât terapia. Vă ascult dacă aveți întrebări. Colita poate fi interpretată ca un astfel de... Da, există și colite alergice. Nu numai. Pentru că există și colon iritabil datorită abuzului de antibiotice care slăbește flora intestinală. E o altă categorie. Pentru persoanele care fac șoc anafilactic la veninul de albine, și profilaxia fiz și... Nu prea există, din păcate, decât să se ferească de... Și în momentul respectiv, am înțeles, adrenalina ar fi... Da. E singurul antidot din... Și cortizon injectat. Cel care știe că are alergie la veninul de albine, vine să poartă în buzunar o fiolă de adrenalină, cu condiția să o manipuleze cine știe, pentru că aveți încă în memorie cazul Tanacu, unde fata aia a murit datorită adrenaline injectată în vena ei, în cantitate de 6 fiole odată. Moare și un elefant. Nu datorită maicilor, ca să fie clară și problema asta, în paranteză așa. Și la un șoc anafilaxic în albine, ce se injectează? O jumătate de fiole doza. Adică? O jumătate de fiole, 0,5 mg. 0,5. La soia este o situație specială. Primul aliment care a fost modificat genetic în lume a fost soia. Și trecut în producție. În America de Sud, unde se produce cea mai mare cantitate de soia din lume, acolo e clima, îi merge bine acestei plante. Spre Europa se exportă în fiecare an 25 de milioane de tone de soia modificată genetic. Directivele europene deocamdată nu dau voie, deocamdată, ca în Europa să se cultive plante modificate genetic. Cu excepția României, facem o paranteză. Așa. Dar dau voie să se consume. De aceea America de Sud exportă aceste 25 de milioane de tone spre Europa. Pot fi consumate și de om, dar mai mult decât oamenii, în Europa, soia modificată genetic este pusă în hrana animalelor, în așa numitele premixuri.
care se dau la vite, la, în special la vaci și la porci și la viței de carne care sunt crescuți. Și omul mănâncă soia modificată genetic indirect omul european, mâncând hrana animalelor sau bând laptele animalelor. De aceea e bine să mâncați în post numai soia bio, unde prin lege nu are voie să fie modificată genetic. Da? Dar putea să ne credem în România că dacă scrie bă, nu modificat în bine, așa, dacă mergem pe ideea asta, un politician vă dă încredere. Și ce facem cu ei dacă nu avem încredere? Că tot aici suntem, la biserică, la România. De ce România are o situație specială că sunteți într-un institut agronomic și poate sunt și agronom printre dumneavoastră? Acum 2 ani, cele două firme americane, care sunt cele mai mari firme din lume care produc organisme modificate genetic și sămânță modificată genetic, și au un vis diabolic să supravegheze toate semințele de pe planeta Pământ și să ajungă la situația în care oamenii să planteze numai ce spune ei. Dumneavoastră, dacă aveți o grădiniță la Țăndărei, domne, ce zice Pioneer și Monsanto? Ce pot pune eu la Țăndărei? Păi pot spune numai ceapă. Salut! Eu vreau să pun și tot. Nu? Nu, că așa e planul. Deci cam aici vor să ajungă ei. Au militat la Bruxelles pentru introducerea culturii de organisme modificate genetic în Europa. Și lupta aceasta a lor a fost încununată de un insucces, un mare insucces, datorită unui profesor francez, Eric Seralini, care a hrănit un an de zile șobolani cu porumb modificat genetic. Și s-a dus cu pozele la Bruxelles. Și pe spinarea lor erau niște cancere mai mari decât șobolani. Și așa au dat comisiile înapoi. Dar totuși au dat o rezoluție acolo, cum au zis, lăsăm la latitudinea fiecărei țări. Ca măcar pentru cercetare, că nicio țară europeană nu s-a angajat să facă cercetări pe organisme modificate genetic, în afară de România, care a rezervat 500.000 de hectare pentru cercetarea pe OMG-uri, pe organisme modificate genetic. Asta e situația în România. Doar pentru cercetare. Doar pentru cercetare, dar vă dați seama că la 500.000 de hectare se naște o producție destul de mare. Aia se va vinde până la urmă, că nu e. Și mai există și factorul polenizării. Că nu poți împiedici vântul sau insectele să ajungă pe teritoriu. Asta este o altă problemă. A fost un proces celebru în Statele Unite cu una din firmele astea, Monsanto sau Pioneer, în care un cetățean american care era vecin cu ferma de ferma al Monsanto a făcut o plantație bio și pe câteva sute de hectare. Și în final, în loc să-l dea în judecată ăsta cu bio pe Monsanto, că polenurile i-au stricat producția, Monsanto l-a dat în judecată pe ăsta cu bio, că i-a stricat lui organismul modificat genetic. Și a și câștigat și a și trebuit să plece la cu bio de acolo. Da? Da, la pagina. Da. Acum, pentru că există și o teologie socială. Părintele, cred că n-a avut-o ca materie la facultate, așa eu predat-o la Craiova, cât am fost acolo profesor, la teologi. Există niște comentarii care nu,
nu e treaba noastră să aflăm dovezi, dar există niște comentarii că politicieni de vârf din România, agronomi, sunt în legătură cu Monsanto și Pioneer și de-aia România are o situație specială. Alte întrebări. Pentru puful de la plouă, există cumva tratament sau? Există un tratament desensibilizant care durează un an, doi, ca să câștigi în corpul tău anticorpi de protecție mai mari decât anticorpii de sensibilizare. Pentru copii mici cu alergii, alergiile poate să pornească din perioada intrauterină? Adică noi avem copilașul de 10 ani care are alergie când s-a născut. Dar... este o variantă, este o dermatită atopică aceea, e puțin altceva. O rudă cu alergiile astea de care am vorbit. E mai degrabă moștenită o predispoziție spre asta și de obicei se vindecă după așa un an, doi, nu în urme, nu. Dacă la dermatită vă referiți, dacă vă referiți la astmul bronșic sau rinosinuzită alergică, dermatita tot se rezolvă, nu e. Alergiile se pot lua în oarecare predispoziție, dar dacă tu nu greșești, nu devine boala manifestă. Că așa noi suntem plini de predispoziții în corpul nostru, de la generațiile anterioare. Vaccinurile au vreun rol? De care rol? Da, sigur, pentru că vaccinurile au, în special vaccinurile din ultimii 10 ani, au timerosal în ele și sulfat de aluminiu, care sunt substanțe alergizante. Când nu ai auzit câteodată pe la televizor că i-a făcut un vaccin și a murit copilul, nu? Într-o oră, două de la vaccin, apar din când în când la astfel de cazuri, scrie și în prospectul vaccinului acum, că tot vor să le facă obligatoriu, scrie la reacția adverse moarte subită. Pe lângă alte reacții. Ei se protejează. Da, se fac obligatoriu. Da, obligatoriu, dar ei te anunță că poți să mori. Nu mor de ce? Ca mesajul de ficări. Da. Aceste morți subite la vaccinuri se datorează unui șoc anafilactic la timerosal sau sulfat de zinc. Sulfat de zinc. De aluminiu. Ăsta e mecanismul alergic la moartea imediată. Mă rog, ele mai pot avea și alte complicații, dar alea nu sunt de tip alergic, sunt de tip imun, e altceva. Alte întrebări. Domn doctor, există un adevăr în chestia asta că dacă ești alergic, poți să fii mai protejat împotriva cancerului? Că organismul... Da, este o statistică făcută. De fapt, ideea aceasta de boli care se atrag și boli care se resping e foarte veche. Eu am citit un tratat lui Heglin, acum 40 de ani, un doctor Neamț, un profesor de specialist în diagnosticul diferențial al bolilor, dar mai modern, acum de când există cancer, există o statistică care arată că bolnavii alergici nu fac cancere. Și nu fac cancere tot dintr-un motiv de respingere, care nu e rău el ca principiu. Adică fiind alergic la anumite substanțe, tu le eviți datorită alergiilor? Nu. Organismul tău respinge. Adică e în război continuu. E mai antrenat organismul. Da. Cineva care la 45-46 de ani și fără de ceva vreme de alergii la puful acesta de pălțurile de plantă, la polenuri și la... i s-a spus de către medici, s-au dat diferite medicamente din astea, tratamente alopate și el a ajuns la concluzia că nu prea are ce să mai facă. Mai există vreo Tratamentele chimice ajută bolnavul pe moment să respire mai bine, dar asta nu e egal vindecare. Vindecarea
la alergia la polinoză, că așa se cheamă alergia la polen, se obține fie prin tratamente naturiste, homeopate în special, că ele sunt cele care schimbă reactivitatea corpului. Medicamentele chimice doar potolesc pe moment reactivitatea, dar nu schimbă. Fie printr-o metodă clasică, care este a medicinei oficiale, și care se cheamă desensibilizarea la alergenul specific. Așa se va vindeca bolnavul acesta, nu prin cortizol sau aerius sau singulier sau calea, doar pe moment te ajută. E un tratament lung. De vreun an, doi. Da, ani trei. Dacă el, dacă... Da, nu mi se pare așa lung. Ați trebuit să exercitați tot alergia. Depinde. Poate fi fiziologică, prin un proces de îmbătrânire lentă, sau poate fi o boală în spate de acestui simptom. Monica Pop spunea că după 40 de ani, fiecare individ uman are suportă această modificare. La nu există, da, după 40 de ani. Da, sigur. E procesul de îmbătrânire, care se... poate fi mai lent sau mai rapid. Degenerescența maculară legată de vârstă. Degenerescența maculară legată de vârstă. Da. Vârsta. Citiți o carte care a apărut în comerț, care se cheamă 7 locuri din lume unde nu există boli. Și o să vedeți că la ei îmbătrânirea asta, da, așa, fie la macula ochiului, fie la refracția oculară, începe mai târziu, acolo, la 80. Dar nu se uită la televizor. Dacă îl luat. Da, au un stil de viață foarte diferit. Cercetătorii americani, când au început, sunt trei autori americani, când au început această carte să scrie la ea, carte s-au dus și au cercetat, au stat un timp în aceste comunități, aceste 7 locuri din lume, care i-au identificat ei cu o speranță de viață foarte mare, vârstă înaintată, etc. Și au venit prima dată prin sudul Rusiei, undeva, în nordul Chinei, așa, prin munții aia, și au întâlnit un bătrân și l-au întrebat de ce voi trăiți mult și noi trăim puțin, americani. Și bătrânul le-a dat un răspuns care i-a surprins pe ei, din cauza că voi citiți cărți. Ăsta a bătrân. Au mai mers câteva kilometri și au venit un alt bătrân, undeva le-a dat același răspuns. Și după aceea au întâlnit o bătrână și ea le-a dat un răspuns diferit. A zis, din cauza că voi vă faceți griji, noi nu ne facem. Americanii își fac griji, inclusiv pentru alții. Multe griji. Ok. Vă mulțumesc. Dacă mai și ne mulțumesc. Amen. Aplauzați, domnule, am văzut că l-au aplaudat și pe patriarhile trecute. Nu e ortodoxă metoda. Biserica, 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 bi